Așa cum anunțam la început, încercăm această serie de întâlniri duhovnicești pe tema Războiul Nevăzut, Războiul Patimilor. Și încă patima este o boală a sufletului și se deosebește de patos. Patosul este această chemarea omului spre cele nesfârșite, spre fericire, dar el este de multe ori deviat în patimă, ceea ce numim noi patimă. Înseamnă așa cum am ascultat și în cântările pe care le-au rostit, le-au cântat tineri în această seară, înseamnă înstrăinare de sine, prin înstrăinare de Dumnezeu, înseamnă rătăcire, înseamnă plecarea într-o țară îndepărtată, înseamnă risipire. Și se știe, cine nu adună cu Dumnezeu, acela risipește. Cineva ar spune că de ce războiul patimilor? Lăsând expresia părinților filocalici, expresie reconsacrată de Sfântul Nicolae Maghioritul, războiul nevăzut, este un război al patimilor și numai cine nu luptă cu patimile, nu realizează cât de sălbatice sunt. Patimile sunt sălbatice și îți dai seama de virulența lor numai în momentul în care luți. În momentul în care nu realizezi această boală, atunci totul ți se pare firesc. De fapt, patima devine un fel de a fi al lui. De aceea am invitat în această seară pe domnul Virgil Gheorghe cu o abordare nu numai teologică, ci o abordare dintr-o perspectivă științifică, pentru că domnul Virgil Gheorghe, despre care sunt convins că ați auzit, știți multe, cel puțin din lucrările pe care le-a publicat, este doctor în bioetică a Universității Aristotel din Tesalonic, biofizician, dar urmat și facultatea de teologie, autor a 7 cărți, din care 6 pot fi găsite în această seară, în standul de afară, printre ele Efectele televiziunii asupra ființei umane, Revărășirea lumii, Știința și războiul sfârșitului lumii, Efectele micului ecran asupra minții copilului, Pornografia, maladia secolului 21, Fața reducă a homosexualității. De asemenea, este consultant științific al revistei Familia Ortodoxă. Tema din această seară este războiul desfilării într-un context în care pornografia, erotismul sunt atât de stimulate prin reclame, prin publicitate, prin filme, prin... pare că, așa cum spunea Părintele Arsenie, zeul Priap este unul dintre zeii lumii de astăzi și această patimă, o patimă pe care duhovnicii se străduiesc să o vindece prin mijloacele duhovnicești, dar m-am gândit că este important ca cineva care vine dintr-o perspectivă a cercetării științifice să ne vorbească despre această patimă ca boală cu argumente din fiziologie și neuropsihologie. Bineînțeles, toate acestea și articulate într-o perspectivă teologică, având în vedere că domnul Virgil Gheorghe nu este numai biofizician, ci are și această perspectivă teologică. Deci, ne dorim că această întâlnire, această convorbire duhovnicească, pentru că la final dumneavoastră veți avea ocazia să puneți și întrebări, va fi o întâlnire de zidire duhovnicească, în sensul în care ne va ajuta să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, să înțelegem patimile care ne asaltează și, în același timp, să găsim căile de vindecare. Îi mulțumim domnului Virgil Gheorghe că a acceptat în această seară. Noi îi propunem să continuăm
această serie a comorbidelor, serie a comorbidelor duhovnicești, de alte teme care țin de patimă. Și vă dădic că această întâlnire se va constitui în